Ultima zi de școală a venit pentru copiii care încheie în acest an modulul 5. Pentru ei, mâine începe oficial vacanța mare, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației. La festivitățile de premiere, doamnele învățătoare și-au luat adio de la copiii pe care i-au avut în grijă timp de 4 ani. Puștii au avut grijă să își lase unii altora amintiri care să dăinuie mulți ani, semnându-și tricourile pregătite special pentru această ocazie. Autograf aici. Vacanța de vară începe pe 22 iunie și durează până pe 9 septembrie. Asta înseamnă 80 de zile calendaristice de vacanță. Stroie, Toader, David, Iulian, aplauze! Bravo, David! Haide! Înclinat spre matematică, dar și talentat la citit, dornic să participe la multe concursuri, ia cătă-l și pe David aici și succes în împlinirea visurilor pe care tu ți le-ai propus. Clasele a 8-a și a 12-a sau a 13-a au terminat cursurile din 14, respectiv 7 iunie. Pentru ei urmează evaluarea națională, iar bacalaureatul este deja în derulare. Anul școlar următor are tot 5 vacanțe și 5 module de școală.